Bună ziua, numele meu este Angel Cristina și sunt profesor de matematică. Pentru astăzi mi-am propus să rezolvăm câteva probleme extrase din variantele de bacalaureat, care să ne ajute să fixăm și să recapitulăm câteva noțiuni teoretice din capitolul Elemente de trigonometrie. Prima problemă. Arătați că sinus de pi pe 4 plus x minus cosinus de pi pe 4 minus x este egal cu 0 pentru orice număr real x. În acest sens ne amintim patru formule foarte importante, și anume sinus de a plus b este egal cu sinus de a ori cosinus de b plus sinus de b ori cosinus de a, sinus de a minus b este egal cu sinus de a ori cosinus de b minus sinus de b ori cosinus de a, cosinus de a plus b este egal cu cosinus de a ori cosinus de b minus sinus de a ori sinus de b, iar cosinus de a minus b este egal cu cosinus de a ori cosinus de b plus sinus de a ori sinus de b. În cazul nostru avem sinus de pi pe 4 plus x minus cosinus de pi pe 4 minus x. Adică sinus de pi pe 4 ori cosinus de x plus sinus de x ori cosinus de pi pe 4 minus cosinus de pi pe 4 minus x înseamnă cosinus de pi pe 4 ori cosinus de x plus sinus de pi pe 4 ori sinus de x. Egal cu. Ne amintim tabelul cu principalele valori pentru funcțiile sinus și cosinus. Observăm astfel că sinus de pi pe 4 este radical din 2 pe 2, iar cosinus de pi pe 4 este de asemenea radical din 2 pe 2 și înlocuim și avem radical din 2 pe 2 ori cosinus de x plus sinus de x ori radical din 2 pe 2 minus cosinus de pi pe 4, adică radical din 2 pe 2 ori cosinus de x, minus și cu plusul din paranteză avem minus radical din 2 pe 2 ori sinus de x. Observăm astfel că se reduc termenii, radical din 2 pe 2 ori cosinus de x cu minus radical din 2 pe 2 ori cosinus de x și de asemenea sinus de x ori radical din 2 pe 2 cu minus radical din 2 pe 2 ori sinus de x. Deci rezultatul final este 0 pentru orice număr real x. A doua problemă, calculați sinus de 2x știind că 2 ori sinus de x plus cosinus de x totul la pătrat este egal cu 2 plus 3 ori sinus pătrat de x. Ne amintim mai întâi formula sinus de 2x egal cu 2 sinus de x ori cosinus de x. Și revenind la relația pe care o cunoaștem, și anume 2 sinus de x plus cosinus de x totul la pătrat este egal cu 2 plus 3 ori sinus pătrat de x, obținem, aplicând formula de calcul pe scurtat a plus b totul la pătrat, 2 sinus de x totul la pătrat plus 2 ori 2 ori sinus de x ori cosinus de x plus cosinus de x la pătrat egal cu 2 plus 3 ori sinus pătrat de x. 2 sinus de x totul la pătrat înseamnă 4 sinus pătrat de x plus 2 ori 2 sinus de x ori cosinus de x, am văzut că este sinus de 2x, plus cosinus pătrat de x egal cu 2 plus 3 ori sinus pătrat de x. Scădem relația prin 3 sinus pătrat de x și obținem astfel sinus pătrat de x plus cosinus pătrat de x plus 2 ori sinus de 2x egal cu 2. Ne amintim formula fundamentală a trigonometriei și anume că sinus pătrat de x plus cosinus pătrat de x este egal cu 1, deci avem 1 plus 2 ori sinus de 2x este egal cu 2, scădem relația prin 1 și obținem că 2 sinus de 2x este egal cu 1, de unde obținem că sinus de 2x este egal cu 1 pe 2. Problema 3. Știind că x aparține intervalului pi, 2pi și cosinus de 2x este egal cu 1 pe 3, calculați sinus de x. Ne amintim pentru început formula cosinus de 2x egal cu cosinus pătrat de x minus sinus pătrat de x. Din această formulă și folosim formula fundamentală a trigonometriei, derivă următoarele două formule și anume cosinus de 2x este 2 ori cosinus pătrat de x minus 1 și cosinus de 2x este egal cu 1 minus 2 ori sinus pătrat de x.
Observăm că noi trebuie să-l calculăm pe sinus de x, motiv pentru care vom folosi ultima formulă. Și atunci o mai scriu o dată. Cosinus de 2x este egal cu 1 minus 2 ori sinus pătrat de x. Îl cunoaștem pe cosinus de 2x este 1 pe 3, egal cu 1 minus 2 ori sinus pătrat de x. Din această relație îl vom afla pe sinus de x. Scădem relația prin 1 și obținem 1 pe 3 minus 1 pe 1 egal cu minus 2 ori sinus pătrat de x. 1 pe 3 minus 1 pe 1 necesită amplificare, să aducem același mitor și obținem 1 pe 3 minus 3 pe 3, adică minus 2 supra 3 egal cu minus 2 ori sinus pătrat de x. Împărțim relația prin minus 2 și obținem astfel că sinus pătrat de x este egal cu 1 pe 3. De unde reiese că sinus de x este plus minus radical din 1 pe 3. Ne amintim că axa OX este axa cosinusului, iar axa OY este axa sinusului. În partea dreaptă față de O avem valori pozitive, deci observăm astfel că valoarea cosinusului este pozitivă în cadranele 1 și 4, iar la stânga avem valori negative, deci cosinusul este negativ în cadranele 2 și 3. În partea de sus a axei sinusului avem valori pozitive, deci sinusul este pozitiv în cadranele 1 și 2 și negativ în cadranele 3 și 4. Deoarece în cazul nostru x este din intervalul P2P, deoarece x aparține intervalului P2P, înseamnă de aici că intervalul P2P înseamnă cadranele 3 și 4, unde observăm sinusul este negativ. Deci sinus de x este mai mic decât 0, iar din cele două relații reiese că sinus de x va avea valoarea negativă minus 1 pe radical din 3, adică după raționalizare obținem că sinus de x este minus radical din 3 supra 3. A patra problemă, arătați că tangent de x plus cotangent de x este egal cu 5 pe 2, știind că sinus de x este 1 pe radical din 5 și x aparține intervalului 0 pi pe 2. Pentru început ne amintim că tangent de x este raportul cosinus de x supra sinus de x, de unde reiese că cotangent de x este 1 pe tangent de x. Noi cunoaștem valoarea sinusului, deci pentru a afla tangenta respectiv cotangenta, trebuie să aflăm și valoarea cosinusului. Vom folosi astfel formula fundamentală a trigonometriei, care ne permite să aflăm valoarea sinusului în funcție de cosinus, respectiv valoarea cosinusului în funcție de sinus. Noi o mai scriu încă o dată. Sinus pătrat de x plus cosinus pătrat de x este egal cu 1. Voi înlocui pe sinus de x cu 1 pe radical din 5, totul la pătrat, plus cosinus pătrat de x este egal cu 1. Obțin astfel că cosinus pătrat de x este 1 minus 1 pe 5, am ridicat la pătrat și am obținut 1 pe 5, amplificăm cu 5 și obținem astfel că cosinus pătrat de x este egal cu 5 pe 5 minus 1 pe 5, adică 4 supra 5. De unde reiese că cosinus de x este plus minus radical din 4 supra 5? Am văzut adineauri că pe intervalul 0 pi pe 2, adică în cadranul 1, valoarea cosinusului este pozitivă. Cosinus de x este mai mare ca 0 pentru x aparținând intervalului 0 pi pe 2, de unde rezultă de aici că cosinus de x va fi 2 supra radical din 5. Calculăm astfel tangent de x ca fiind raportul sinus de x supra cosinus de x, adică egal cu 1 pe radical din 5 supra 2 supra radical din 5. Simplificăm radical din 5 cu radical din 5 și ne rămâne 1 pe 2. Și cotangent de x, mai ușor, este 1 pe tangent de x, adică 1 pe 1 pe 2, adică egal cu 2. Iar suma tangent de x plus cotangent de x este egală cu 1 pe 2 plus 2. Amplificăm, scriem 2 pe 1, amplificăm cu 2 pentru a aduce fracțiile la același numitor și obținem 1 pe 2 plus 4 pe 2, adică egal cu 5 pe 2. Și am demonstrat egalitatea din enunțul problemei. În final, v-am pregătit o fișă de lucru
cu câteva probleme extrase de asemenea din variantele de bacalaureat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!